2014 este un an important pentru Lucian Bute, boxerul român încearcă să revină în prim plan printr-un succes în meciul programat pe 18 ianuarie. Gălățeanul din Pechial va înfrunta pe canadianul Jean Pascal, fost campion mondial al semigreilor. Boxerul de culoare, născut în Haiti, l-a învins de două ori pe Adrian Diaconu și a pus gând rău și lui Lucian. Bute are avantajul alongei și al vitezei superioare, dar Pascal are experiența la categoria semigrea. Pentru fiecare dintre cei doi boxeri, partida este decisivă. Un succes ar deschide porțile pentru o luptă cu titlul mondial pe masă. Bute speră ca un succes în fața lui Pascal să-l propulseze spre o revanșă mult dorită cu britanicul Carl Froch.